Sigur că te sperii, acum asta este, că nu e ca noi, dar e vorba de bolnavi care sunt. Chiar m-am speriat, deci n-am mai știut ce să fac. Nu este un lucru normal să se ia lumina, dar asta nu înseamnă că trebuie să se panicheze cineva. Pana de curent s-a produs la ora 14:30 de minute. Deși a durat doar 30 de minute, a fost suficient timp pentru ca oamenii să se sperie. Conducerea spitalului spune că generatoarele au intrat imediat în funcțiune. Deși secțiile de terapie intensivă sunt pline, nici pacienții intubați nu au avut de suferit. Viața pacienților care se aflau cuplați la monitoare, la ventilatoarele mecanice, la injectomate, nu a fost pusă niciun moment în pericol. De asemenea, pacienții aflați în stare gravă în clinica de terapie intensivă, dar și pacienții din sau blocurile, activitatea în blocurile operatorii s-a desfășurat la parametrii normali. În primele verificări la fața locului, deficiența a fost înregistrată în instalația electrică a consumatorului. Acum conducerea spitalului încearcă să afle care a fost cauza acestei pene de curent.